ceea ce spunea doamna Iorga este cutremurător. Adică ei discutau la nivelul ăla cum să facă dosare pe darul miniștrii pe care bănuiau ei că am putea noi să-i promovăm prin miniștri. Mai este o înregistrare făcută tot la ei, în care doamna Chiovici și cere decaparea primului ministru pe motiv că trebuie să dărâme guvernul. Adică sunt lucruri atât de incredibile într-o țară europeană și într-o țară care și-a câștigat democrația prin sânge acum 28 de ani. Când ai înregistrări din interiorul ședinței cu procurorii, sau vine doamna Iorga, sau domnul Țuluș, care au fost până mai ieri adjuncții doamnei Chioveși. Când vin oameni din sistem, cum vine domnul Dragomir, care a fost adjunctul lui Coldea. Când vin la comisii speciale în Parlament și spun lucruri cutremurătoare, dar atât de cutremurătoare încât membrii comisii, indiferent de partid, au cerut de nu știu câte ori pauză, pentru că au fost și ocazie declarațiile făcute acolo. Și de Udrea, și de Dragomir, și de fostul șef al Serii Alba, și așa mai departe. Adică toate chestiile astea se adună. Și în același timp, în sistem, lumea tace.